Anxietatea, teama de a greși, de a fi neînțeles sau respins, acestea sunt problemele cu care aproape fiecare tânăr se confruntă. Deși sunt provocări de care s-au lovit și generațiile anterioare, este evident faptul că pentru așa numita generație Z, aceste dificultăți par să fie mai serioase și mai complexe. Mai mulți tineri au tendința de a se ascunde de aceste probleme și de a încerca să evite cu orice preț situațiile inconfortabile, dar reale. Un psiholog lituanian dezvăluie motivele pentru care chiar și cele mai mici probleme par a fi o povară copleșitoare pentru tinerii din ziua de astăzi. Modul în care aceștia au grijă de sănătatea lor emoțională și motivele pentru care sunt foarte sensibili. În prezent îi auzim adesea pe tineri plângându-se de faptul că nu sunt apreciați, doriți și că se simt pur și simplu pierduți în procesul de căutare a sensului vieții. Conform medicului, astfel de emoții și experiențe sunt caracteristice în special adolescenței, când tinerii se află într-o perioadă de tranziție între copilărie și maturitate. În mediul lor sunt încă tratați ca niște copii, dar cei apropiați se așteaptă de la ei să se comporte ca niște adulți. Adolescența este perioada în care tinerii își descoperă sinele, experimentează, gustă și testează viața. Iar aceste experimente și teste, căutările de sine nu sunt neapărat pe înțelesul persoanelor mai în vârstă. Conform medicului, adolescența este perioada vieții dedicată perfecționării. Însă este important să luăm în considerare că nu este simplu să îmbinăm perfecționismul cu dorința de a experimenta. Psihologul enumeră și alte elemente esențiale care se dovedesc a fi de mare ajutor pentru tinerii în acest drum către o identitate autentică și pace interioară. Trebuie să cauți binele în viață, trebuie să crezi că lumea este deja bună pentru simplu fapt că tu te afli în ea și să încerci să o faci și mai bună ajutându-i pe cei din jur, fiind respectuos și informat, atent și receptiv la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Trebuie să contribui la acel bine și mai presus de toate poți contribui prin simpla ta existență, participând, încercând, întâmpinând obstacolele, căzând, ridicându-te și încercând din nou, pentru că aceste obstacole ale vieții îți vor modela personalitatea și vor deveni într-o zi subiecte de discutat cu nepoții tăi. A concluzionat medicul psiholog, relatează știrile protv.ro.